Bună ziua! Interviurile video, puterea știrilor, continuă astăzi. Alături de mine este domnul Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și eu vă mulțumesc pentru invitație. Guvernul a aprobat miercurea trecută continuarea programelor IMM Invest, IMM Factor și a subprogramului Agro IMM Invest cu alocarea plafoanelor de garantare pentru fiecare program. Aș vrea să le luăm pe rând și să ne explicați, domnule Nancu, ce înseamnă acest lucru. Pentru început, pentru IMM Invest. Așa cum ați specificat și dumneavoastră, miercuri a fost o ședință, să spunem, maraton în ceea ce privește aprobarea programelor pentru mediul de afaceri, pentru că sunt trei măsuri foarte importante pe care Guvernul României le-a luat cu privire la mediul de afaceri. Prima măsură este continuarea programului IMM Invest, un program care anul trecut și-a dovedit, să zic, impactul pozitiv asupra mediului de afaceri. Au fost finanțate 27.000 de întreprinderi mici și mijlocii. Suma pe care sistemul financiar bancar a acordat-o ca credite s-a ridicat undeva la 16 miliarde. Statul român, prin Ministerul de Finanțe, a garantat cu 14 miliarde. Și, așa cum mai spuneam în emisiunile dumneavoastră, impactul fiscal a fost foarte important, în sensul că statul a plătit doar 300 de milioane ajutor de stat și s-au întors din taxe și impozite înapoi aproximativ 12,9 miliarde de lei. Ce aduce nou programul IMM Invest 2021, să-i spunem așa? În primul rând, s-a prelungit perioada de depunere, știți, era până la sfârșitul anului, până la 31 decembrie. Acum el s-a prelungit până la sfârșitul anului curent, adică până la 30 decembrie 2021. S-au dublat plafoanele. Ce înseamnă? Știți foarte bine că aceste programe pe care guvernul le-a aprobat erau însoțite cu o schimbă de ajutor de stat. Adică la IMM Invest există cele două tipuri de linii, o linie cu capital de lucru și o linie cu capital de investiții. De capital de lucru e o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de prelungire încă 3 ani, deci total 6 ani. Iar suma maximă pe care o poate aproba o întreprindere mică și mijlocie este de 5 milioane pe capital de lucru și 10 milioane pe capital de investiții. Ajutorul de stat constă în faptul că se plătesc de la bugetul de stat ceea ce înseamnă comisiuni de garantare, comisiuni de risc și, bineînțeles, dobânda pe o perioadă de 8 luni de zile. Acest plafon de ajutor de stat pentru fiecare întreprindere mică și mijlocie era până la 800.000 de lei, de euro, scuzați-mă, pe cadru temporar. Comisia Europeană a dublat, practic, acest plafon, ajungându-se o întreprindere mică și mijlocie poate obține până la 1,6 milioane de lei ajutor de stat în cadrul acestei scheme. Dacă este în agricultură, s-a dublat de la 200.000 la 400.000 și agricultura primară de la 120.000 de euro la 240.000. Deci aceasta este prima modificare. A doua modificare, programul IMM Invest, la solicitarea Guvernului României și aprobarea Comisiei Europene, intră o mai mare, să zic așa, categorie de beneficiari. Intră profesiile liberale, care erau până acum nu erau în cadrul acestui program, intră întreprinderile mici cu capitalizare medie, adică întreprinderile care pot depăși cifra de afaceri, să zic, de 50 de milioane de euro, dar se încadrează pe numărul de salariați, sau invers, că au un număr de salariați mai mari, de 249, dar se încadrează cu active totale sau cifră de afaceri sub 50 de milioane de euro. Deci aceștia nu erau incluși în programul din 2020. În program și practic prin programul 2021 s-a, să zic așa, s-a mărit gama de beneficiari mediului de afaceri, că până la urmă și profesiile liberale și întreprinderile mici și mijlocii cu capitalizare medie fac parte din mediul de afaceri. A rămas perioada de grație 1,5 ani, un an jumate. Și așa cum am spus, programul vineri seara s-a publicat în Monitor oficial. Urmează ca săptămâna aceasta să intrăm cu normele de
implementare, hotărâre de guvern. Deci între acum timp, nu este operațional? Da, se pot înscrie pe platforma IMM Invest, care n-a fost oprită, pentru că este de fapt o prelungire. Noi între timp am, pe lângă acest mecanism de a legifera la nivel primar prin ordonanță de urgență, ceea ce a făcut guvernul, și pregătirea actelor subsecvente, hotărâri de guvern, ordin de ministru, am invitat băncile să se înscrie în programul IMM Invest. Și la un plafon de 15 miliarde, din care 1 miliard este pentru programul AgroInvest, deja s-a subscris undeva la 18 miliarde. Bineînțeles că vom folosi un mecanism în funcție de cât au cheltuit fiecare bancă anul trecut și urmează ca până la apariția normelor să avem și alocarea pe fiecare bancă. Deci, practic, am lucrat, să spun așa, în paralel, astfel încât, într-un timp cât mai repede, să operaționalizăm programul. Așa cum am spus, întreprinzătorii, odată cu apariția programului în monitorul oficial, în ordonanță de urgență, prelungindu-se și având și buget alocat, ei se pot duce la instituțiile financiar-bancare, care instituții financiar-bancare analizează. Practic, încercăm ca acest timp între noi și bancă să fie cât mai puțin. Deci noi sperăm săptămâna viitoare să fie acordate primele garanții pe acest nou program în Invest. Plafonul de garantare cu cât diferă față de anul 2020? Este mai identic. Mare? Este identic. După cum bine știți, anul trecut guvernul a alocat într-o primă etapă la începutul programului și a fost aprobat de Comisia Europeană 10 miliarde, după care a venit în septembrie programul, guvernul și-a mai alocat 5 miliarde. Deci au fost 15 miliarde alocați. A mai fost o realocare în decembrie, dar pe total am realocat, o să zic așa, pe total 2 ani, pentru că deja România a făcut demersul la Comisia Europeană de prelungire acestei măsuri și s-a obținut 30 de miliarde. Deci pe tot programul IMM Invest s-a obținut de la Comisia Europeană 30 de miliarde. Care 15 miliarde au fost anul trecut și acum mai avem anul acesta încă 15 miliarde. Atenție, anul trecut au fost decât 6 luni de implementare, pentru că, bine știți, programul a început undeva Ați anticipat în iunie. Oarecum întrebarea mea, dacă pentru anul trecut s-au cheltuit 15 milioane în 6 luni, anul acesta, într-un an de zile, se va mări până la finalul anului? Vor fi acordați bani mai mult sau... Guvernul are libertatea de a realoca, pe total, să spunem, garanții, nume și constat către pe care a alocat Fondul Național de Garantare, sunt 18 miliarde. 15 miliarde sunt pentru IMM Invest plus 1 care este din AgroInvest, 14 IMM Invest, 1 miliard de AgroInvest, 2 miliarde pe leasing și 1 miliard pe factoring. Sunt programe. Plus programul Noua Casă, care are 1,5 miliarde pe alocat anul acesta și în, știți și programul mai vechi al fondului, Prima Mașină, și pe acela l-am revigorat și acolo sunt alocați vreo 500 de milioane de lei plafon de garantare. Deci, în total, guvernul a alocat Fondului Național de Garantare 20 de miliarde. Prin IMM Invest, guvernul și-a propus anul acesta să dubleze numărul de beneficiari. Dacă anul trecut au fost 27.000, anul acesta avem ca target undeva la 58.000 de beneficiari pe IMM ca țintă. Deci, atunci, în funcție de cum vor merge aceste programe, putem, cum a fost anul trecut, a fost la început alocat 10 miliarde și ulterior guvernul a mai alocat 5 miliarde, noi sperăm că până la sfârșitul primului semestru ne-am propus, să zic, un obiectiv drăzneț, să epuizăm acest plafon, cel puțin pe IMM, pe AgroInvest, suntem siguri că îl vom epuiza până la sfârșitul primului semestru și, bineînțeles, și pe IMM Invest, pentru că, ați văzut dumneavoastră, este, să zic așa, o nevoie, întreprinderile mici și mijlocii, mai ales cele din agricultură, au o nevoie mare de lichiditate în economie și, în acest moment, aceste programe pe care guvernul le-a aprobat în ședința de miercuri, vin la momentul oportun pentru mediul de afaceri. Atunci când vorbim de condiții de garantare, da, condiții pe care trebuie să le îndeplinim atunci când accesăm aceste fonduri, s-a schimbat ceva în 2021? Mă refer aici la IMM Invest. Rămân situațiile din 2019, deci practic am văzut
media, că domnule, având în vedere că a fost această situație. Deci situațiile financiare analizate de către instituția financiară bancare, rămâne bilanțul la 31.12.2019, mai era o condiție care, să zic așa, a fost modificată în sensul că trebuia să nu fi fost în CRC și în CRB, Centrul de Risc Bancar și Centrul de Risc al de Credite, la sfârșitul 31 decembrie, practic s-a 2019, deja a trecut un an și s-a trecut la 6 luni, adică au posibilitatea să-și achite toate acele restanțe care erau trecute. Deci, practic, programul vine cu noutăți care ușurează accesul. Vreau să vă dau un exemplu. Când a început programul IMM Invest, una din patru firme erau bancabile. La sfârșitul programului, deja 2 din 4 firme sunt bancabile, ceea ce arată că programul a fost mai debirocratizat, dar și faptul că mediul bancar, guvernul a înțeles nevoia de lichiditate pentru întreprinderile mici și mijlocii din România și numai pentru întreprinderile mici și mijlocii, așa cum am spus, s-au introdus noi categorii de beneficiari, inclusiv societăți cooperative care nu erau constituite conform legii 346 a întreprinderilor mici și mijlocii, doar cele erau eligibile pe vechiul program, pe noul program, orice societate cooperativă intră în acest program. Bineînțeles, PPA-urile, întreprinderile individuale. Deci toată gama de operatori economici, aș spune, vor beneficia anul acesta de acest program. Ați adus aminte de birocratizare, dar oarecum anul și această pandemie și anul 2020 ne-a ajutat să facem un pas în plus pe debirocratizare, un pas de care România chiar avea nevoie și chiar avem nevoie. Ne amintim acele cozi la ghișee, la tot felul de declarații. La începutul programului, fiind un instrument financiar care îmbină atât creditul bancar, garanția nume și constat oferită de Ministerul Finanțelor și, bineînțeles, implementarea, deci sunt 3 părți implicate în acest program. La început a fost, să zic, mai greu, pentru că orice document semnat electronic trebuie să poartă toate părțile să semneze electronic. Am dat seama, la 27.000 de întreprinderi mici și mijlocii, să semneze contractul de garantare, acordul de finanțare electronic a fost mai greu la început. De aceea, noi în urmă anul trecut am avut maxim 5 zile de la momentul în care garanția era, contractul de creditare era trimis către fondul de garantare de către bancă. Și am ajuns în ultimele zile ale lui decembrie undeva la 48 de ore să acordăm. De ce? Pentru că și băncile, dar și fondul împreună și cu întreprinzătorii, am implementat această semnătură electronică. Totul este online, întreprinzătorul se înscrie pe platforma IMM Invest. Acum, odată cu apariția programului AgroInvest, vor avea un link și pentru AgroInvest. După ce se înscriu, sunt analizați de către fondul de garantare că se încadrează în categoria eligibilă, adică acea declarație de că este întreprindere mică și mijlocie conform legii 346 din 2004 privind înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România. 72 de ore se analizează, se transmite dosarul la bancă. Iar banca, de regulă, am făcut analiză undeva la 10 zile a fost perioada de aprobare. Deci iată că se poate da, și de așa. De aceea ne-am, după care ne transmite cererea de finanțare și acordul de finanțare online. Avem, să zic, aplicațiile între bancă și fond, unde întreprinzătorul nu are acces. Se analizează, se aprobă, se transmite scrisoarea de garantare, acordul de garantare și acordul de finanțare, pentru că acordul de finanțare cuprinde acel ajutor de stat. Fondul Național de Garantare a devenit odată cu programul IMM Invest și furnizor de ajutor de stat. Se transmite la bancă înapoi, semnat electronic, banca îl semnează electronic și împreună cu beneficiarul. Deci, practic, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost și o digitalizare forțată. Corect. Agro IMM Invest, ce aduce în este plus un program față de care IMM Invest?
Guvernul României a făcut o analiză anul trecut când s-a luat decizia introducerea acestui program și guvernul a sesizat faptul că avem un deficit pe balanță comercială la agricultură, mai ales la produsele agrare, undeva la 998, aproape 1 miliard de euro. Deci România, care în perioada interbelică era grânarul Europei, ajunsese să avem o balanță și balanță care creștea în sens negativ. Asta înseamnă că exportăm foarte multă materie primă. Asta înseamnă balanța comercială. Corect. Și atunci guvernul a venit cu această măsură, pentru că și la IMM Invest am plecat de la acea măsură, pentru că una din patru erau bancabile și s-a văzut că în perioada de 6 luni s-a rezolvat această problemă. Și atunci, practic, guvernul a simțit, a realizat iarăși un instrument financiar care ce face? Practic, garanția nume și constat nu are presiune pe bugetul de stat. Este un lucru foarte important, pentru că știți, avem deficit, avem datorie publică, indicatori foarte sensibili în această perioadă de criză. De ce? Pentru că tot ce înseamnă cheltuieli sunt făcute de la bugetul de stat. Dacă mai veneam și cu această cheltuială pentru mediul de afaceri, practic bugetul puteam să ajungem la un deficit mult mai mare. Și atunci, guvernul a introdus acest instrument financiar, garanția nume și constat. Iar pentru programul Agro-IMM Invest s-a alocat la început 1 miliard, mergând cu o, așa cum v-am mai spus, garanția nume și constat are un rol de multiplicare pe orizontal. Un leu garantat de stat în politica de risc aprobată de Banca Națională a României pentru fondul de garantare poate merge până la 7. Noi n-am mers până la 7, am mers până la 4 spre 5. Deci un miliard pe care garantează fondul, Ministerul de Finanțe prin fondul de garantare poate produce în economie aproape 5 miliarde, adică exact acest deficit pe balanță comercială. Mai mult de atât, guvernul, ca să ajute fermierii, știți că a fost un an agricol, pe lângă criza sanitară, criza economică, am avut și un an agricol cu secetă, s-a introdus această noutate de a aloca un grant de 10% din valoarea creditului pe care îl aloc. Spre exemplu, rămân aceleași condiții, sunt cele două tipuri de instrumente financiare, linie cu capital de lucru, da, care valoarea poate fi, este maxim 5 milioane de lei, și dacă rambursezi acea linie, da, rambursez mai puțin cu 10%, dar nu mai mult de 200.000 de euro, că atâta este ajutorul de stat. Adică rambursez 4 milioane jumate. Deci se alocă un grant de 10% din capitalul de lucru. Iar dacă accesezi o linie de investiții de maxim 10 milioane, la fel ți se aplică procentul de 10% și rambursezi înapoi practic 9 milioane. Dar nu mai mult de suma de 200.000 de euro pe acest program. Și pentru anul acesta, pentru anul 2021, ce fond avem alocat pentru Agro-IMM Invest? Deci avem garanții de 1 miliard care s-au alocat, de aceea am spus, sub programul IMM Invest, pentru că nu lua de la început. Vă spun, în 19 martie 2000, peste câteva zile, România a fost primul stat care a notificat la Comisia Europeană pe IMM Invest pe schema cadru temporar. Atunci, practic, ca să nu reluăm iarăși notificări, am propus o modificare a IMM Invest cu introducerea acestei componente doar pentru agricultură. Și astfel s-a obținut foarte rapid această aprobare. Deci avem 1 miliard alocat pe acest program. Deja a fost subscris de 3 ori, adică băncile au cerut de 3 ori cât a alocat guvernul în această fază, dar v-am spus, să vedem că programul funcționează și după aceea mai se putem pot face. Aloca se pot fonduri realoca suplimentare. Și la prima rectificare, care va fi undeva în iunie, de aceea ne-am propus să cheltuim până în iunie toți acești bani, pentru că până la urmă trebuie să cheltuim ce ne-a oferit guvernul, nu să cerem mai mult și să nu facem nimic. Corect. Ce trebuie să știe cei care ne privesc și vor să acceseze acest program? Ce condiții trebuie să îndeplinească deci, pentru început? Pentru Agro-Invest, pe lângă condițiile care erau la IMM Invest, deci se alocă doar pentru agricultură, doar sectorul agricol, piscicultură, industria vinului și industria alimentară și industria berii. Sunt codurile CAEN beneficiare. 2.
Noutatea față de IMM Invest este că se alocă acest grant de 10%. 3. Dacă la IMM Invest aveam o perioadă de grație de 1,5 luni, aici perioada de grație e de 2 ani, deci 2 ani de zile nu plătesc nimic, practic. Se menține în continuare atât la IMM Invest cât și la Agro Invest perioada prin care statul plătește ajutorul de stat de 8 luni de zile. Încercăm acum pe noul cadru prin Programul Național de Reziliență, prin PNRR și redresare, ca aceste cheltuieli să fie mutate de la bugetul de stat, vorbim de ajutorul de stat, la bugetul Comisiei Europene, dar încă se lucrează la acest material. Și să se înscrie, bineînțeles, pe platforma noastră, IMM Invest, acolo vor avea două secțiuni, IMM Invest, Agro Invest. Programul este operațional în acest moment, se pot înscrie, adică acum, da, ei se pot solicita, ei pot solicita, pentru că așa cum am spus, vineri seară s-a publicat în Monitor oficial, practic programul... Ne putem depune actele. Vă puteți înscrie pe platformă, după care platforma noi transmitem la bancă, banca analizează, perioada aceasta de bancă, analizează banca, noi facem restul documentelor. V-am spus, lucrăm în paralel astfel încât să programul să devină cât mai repede operațional. Discutăm și despre IMM Factor, care este un program nou, da? Da, ce rezultate suntem... vă propuneți pentru acest program în acest an? Aici noi, iarăși așa ați văzut cum am spus mai devreme, guvernul a plecat iarăși de la o necesitate, pentru că importanța statului în economie este de a reglementa și de a fi atent la mișcările economice, da? E, dacă la, cum am povestit mai devreme, la IMM Invest am avut lipsa de lichiditate, aici balanța comercială pe agricultură, unde România era în top, deja începea să treacă peste 1 miliard, la programul IMM Factor e ceva nou în România. De ce? Raportul la sfârșitul anului 2019 dintre creditul comercial, adică firmele se împrumută între ele, da, facturi neîncasate, da, și creditul bancar, adică credite pe care între mediul de afaceri le accesează, era de 3 la 1, disproporționat. România din 28 de state membre, hai să spunem 27, că fără Brexit, a fost Brexitul, ocupa locul 26. Deci mai aveam Bulgaria sub noi. Ca în ceea ce privește folosirea garantării creditului comercial, că asta înseamnă factoring. E, o altă problemă, 24% din produsul intern brut al țării este exprimat în facturi neîncasate. Sunt foarte mulți agenți economici care au facturi neîncasate și atunci guvernul a venit cu acest instrument nou. Aici suntem foarte avansați în sensul că avem și s-a publicat tot vineri, s-a publicat și acest program. Am publicat și normele aici, am mers mai repede pentru că aveam aprobarea Comisiei Europene de anul trecut. Este un program foarte important pentru că, unu, va asigura, așa cum am spus, această nișe care nu este folosită. În România 2% se folosește, pe când în Uniunea Europeană factoring-ul este folosit undeva peste 90%. Cum funcționează programul? Practic, statul garantează 50%, dar nu mai mult de 750.000 de lei per factură neîncasată, dar nu mai mult de 5 milioane pe clienți neîncasați. Ca o cesiune de creanță. Deci dumneavoastră aveți, să spun, facturi în valoare de 10 milioane de lei neîncasate, vă prezentați la instituțiile financiare bancare, avem convenții cu aceleași care sunt cu IMM Invest, se prezintă la bancă, banca oferă un credit pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de 3 ori de reînnoire, adică 12 ori 12, de 3 ani, dar ca programul IMM Invest pe capital de lucru, oferă credit 100%, adică cât este valoarea. Statul, pe lângă guvernul, prin Ministerul de Finanțe, asociat și o schemă de ajutor de stat, în sensul că tot ce înseamnă comisionul de garantare, comisionul de risc și dobânda, dobânda doar 50%, restul comisioană 100%, 50% pe o perioadă de 8 luni, deci practic mai mult de
trei treimi din perioadă, exact, da, sunt suportate de către guvern. Doar costul de factoring, mi l-a impus Comisia Europeană, este de 1,25%. Deci în față de cât se practică acum pe piața factoring, undeva la 5-6, deci e foarte, foarte mic. Dar contează și pe ce perioadă am strâns acele facturi? Da, adică în ultimul, facturi... deci practic de la începutul pandemiei, din 2019. Deci, inclusiv 2019. 2019, da, inclusiv. Și mai avem pentru autoritățile locale și cei din agricultură, te poți duce și până în 2018, pentru că aici guvernul a sesizat faptul că sunt foarte multe primării care nu și-au achitat facturile către mediul de afaceri, pe diverse lucrări. În agricultură la fel, lanțul de credit comercial este iarăși pe o perioadă foarte întinsă. Aici se pot merge până între în 2018. Discutăm, mai avem doar 5 minute, din păcate. Discutăm și despre programul Prima Casă. Înțeleg că în acest an plafonul de garantare este unul mai mic față de anul 2020 sau cum stau lucrurile? Nu, programul Noua Casă, fostul Prima Casă, ca și celelalte, sunt niște programe ale guvernului anticiclice. Pe strategia aprobată de guvern undeva în 2016, se prevedea plafoanele alocate în fiecare an. S-a pornit de la 2,5 miliarde și anul acesta, fiind ultimul an în acea strategie din 2016, s-a alocat 1,5 miliarde. Dar vreau să vă spun că nu va avea, că am văzut în presă, că va avea impact asupra beneficiarilor. Din contră, nu va avea impact. De ce? Pentru că pe lângă plafonul de garantare de 1,5 miliarde pe care îl oferă guvernul, anul trecut vă spun că a fost 2,1 miliarde și s-a consumat 2 miliarde. Și practic am rămas 100 de milioane. Știți că am avut problema aceea cu Parlamentul de la acea vreme care a respins toate inițiativele. Da, da, da. Da? Ok. Pe acel plafon, pe diferența rămasă și pe plafonul din 2018 se pot acorda promisiuni de garantare. Adică o promisiune de garantare acordată în 2018 este valabilă 24 de luni. Adică acoperă, dar este acordată pe plafonul din anul 2018. Deci tot ce s-a acordat promisiuni de garantare pe 2019 și 2020, da, au perioadă de maturitate în anul acesta, 2021. Deci vor fi susținute, deci în vor fi, așa cum am zis, vor fi, deja avem un număr de 8.000, vreo 500 de milioane sunt promisiuni de garantare. Chiar am făcut o analiză, sunt promisiuni de garantare din anii precedenți. Adăugăm la 1,5, practic tot 2 miliarde se va lua ca. Dar, repet, dacă se va epuiza acest plafon de 1,5, sunt programe pe care Guvernul României le-a implementat cu celeritate. În anii trecuți, programul Noua Casă se aprobă Prima Casă undeva prin vară. Adică s-a văzut că în ultimul an și în anul acesta, Guvernul este interesat. Numai miercuri au fost 3 programe aprobate într-o ședință de guvern. Deci, practic, dacă se va epuiza acest plafon, la următoarea rectificare, care va fi, așa cum v-am spus, în iunie-iulie, se pot solicita suplimentare, fie de la alte programe care nu merg, fie de la... Va continua acest program și în 2022? Există această întrebare, da, în spațiul media cel puțin. Oamenii se întreabă dacă la anul, de exemplu, va mai fi programul Nou Acasă. Atât programul Nou Acasă, cât și celelalte programe sunt măsuri anticiclice, adică guvernul trebuie să acționeze împotriva ciclului economic. Pe creștere economică este normal să mărești taxele, da? Și să nu... Și iar pe, cum suntem acum, pe scădere economică, ai nevoie de o relaxare fiscală și de astfel de programe. Ceea ce spuneam la început, guvernul trebuie să reglementeze și să sprijine și să folosească astfel de instrumente financiare. Nu cred că la anul vom depăși această criză. În momentul când vom ajunge la indicatorii de maxim 3% deficit, cu datoria publică România încă stă bine, maxim 60%, dar la deficit, dacă se reglează deficitul la anul 3% și
nu va mai fi această nevoie de, să zic, de, de pe program, pentru că, până la urmă, piața trebuie să, să reglementeze aceste lucruri. Deci este o cerere pe programul nou. Ca să vă dau un exemplu, pe programul nou, prima mașină care a fost lansat din 2014, sunt cereri foarte puține, atunci el se elimină automat. Adică aceste programe, dacă este cerință de cerere mai este mare, normal să te canalizezi și să le dezvolți. Cum am fost la IMM Invest, că dacă nu aveam o cerere și ați văzut că erau mulți din opoziție care cântau prohodul acestui program, da? Dacă nu era cerere, era normal ca anul acesta să nu existe. Dar din contră, guvernul a văzut că am avut 27.000 de IMM-uri care au cesat și a dublat, practic, numărul de beneficiari. Deci, momentan, nu avem de ce nu să există, ne pentru că sunt, ați văzut, acest guvern și guvernul trecut, fac niște analize macroeconomice din care rezultă nevoia acestor programe. Nu sunt programe populiste, sunt programe care vin în consultare cu mediul de afaceri. Domnule Nancu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studiul nostru. Vă aștept cu mare drag de fiecare dată la noi. Iar pe voi vă invit să rămâneți alături de noi, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube, Puterea Știrilor. Mulțumim!